Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Leii vor fi înconjurați de bunătate și atenție. Pregătește-te să devii obiectul adorației și al autorității pentru mulți din cei din jur. Arată-ți toate calitățile cele mai bune. În aprilie, ai multe șanse să cunoști oameni sinceri care vor zăbovi în viața ta multă vreme. Nu refuză darurile plăcute ale sorții. Dragoste. În relațiile de familie, totul este stabil și fără șocuri. Pot exista neînțelegeri și dispute din cauza rudelor. Va trebui să rezolvi problemele cuiva din mediul apropiat. Pregătește-te pentru călătorii neașteptate. Pentru a te apropia de partenerul tău, aranjează o întâlnire romantică de neuitat. Acordă o atenție deosebită părții de timp a relației voastre, aici trebuie și să experimentezi. Leii liberi se vor bucura de libertatea lor. Poți lua totul de la viață, distrează-te mai des înconjurate de prieteni, fă-ți contacte utile, dar trebuie să stai departe de romane la serviciu, altfel nu vei evita necazurile. Poate există o persoană din trecut care te va face să te îndoiești. Sănătatea. Chiar dacă nu ai probleme serioase, aleargă la o examinare. Este bine să verifici întregul corp decât să ghicești ce și de ce doare. În aprilie, bolile cronice ale sistemului digestiv îți vor aminti de tine, iar dacă nu urmezi o dietă, atunci gastrită și pancreatită pot fi garantate. Renunță la alcool și la fumat, sunt excelenți provocatori ai exacerbărilor. În primăvară, leilor li se recomandă îngrijire profesională a pielii și a corpului. Fă-ți programare la cosmetică și urmează un curs de proceduri plăcute de care ai nevoie pentru aspectul tău. O schimbare de imagine îți va oferi veselie și încredere în sine. Lucrează la voință, sportul te va ajuta cu asta. Alege ce îți place și fă-o cu plăcere, atunci nu te vei teme de niciun stres. Banii. Schimbările vin în munca ta. Poate aceasta este restructurarea globală pe care o aștepți. S-ar putea să ți se facă o ofertă interesantă legată de promovarea ta. Nu trebuie să cedezi călătoriilor de afaceri, aceasta este o oportunitate grozavă de a te remarca și de a te dovedi. În conversații cu superiorii, ia inițiativa și nu rata ocazia de a demonstra cele mai bune calități. Oamenii de afaceri lei se vor confrunta cu dificultăți financiare. Va trebui să cauți noi modalități de a-ți extinde afacerea. Fii creativă, atrage oamenii noi, protejează-ți cauza prin orice mijloace. Vechile cunoștințe care îți vor oferi ajutor în momentele dificile te vor surprinde plăcut. Acum este mai bine să abandonezi achizițiile serioase și investițiile riscante. Partea materială te va tulbura destul de mult. Va trebui să monitorizezi venituri constante și cheltuielile pentru a nu rata ce este important. Dacă poți să economisești bani, atunci nu face cumpărături spontan și păstrează-ți banii într-un loc sigur. Evită cumpărăturile online. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!